mi-e frică. Dumace alcool. Prea mult alcool în tiramisu, răge bine. Cătălin Scărlătescu. Da, lasă cu liniște, că mor! Nu mai pot! Ce ai, prietene? Mi-e frică că se apropie ăștia de mine. Păi cum, rămân eu cu două amulete? Bonte are și el două amulete. Chemați preotul, să-i da cu busuioc cu el și cu apă sfințită. Gras. Dă-mi farfurie. Păi, dă-mi farfurie. Nu încoace și dă-mi farfurie. Nu, că eu nu mă încarc. Mi-ai luat farfuria din față. Eu nu mă încarc. Băi, dă-mi farfuria ca era ta. Că poate are necas pe tine. Cer scuze, domnule concurent, domnișoară poate concurent. Poate are necas pe tine. E o situație limită. Între colegii mei mai în vârstă există întotdeauna acest conflict de farfurii. Cum să cadem? Nu veneam noi toți, cameramani, producători, mașiniști, să venim și să-l vedem ori pe Buntea, ori pe Dumitrescu. Era plictisitor. Bă, da, pe bună că i-a stat bine niște porumbei pe ea. Mă bucur că am reușit să ajungem la al 8-lea sezon. De la an la an, evoluția noastră ca relație ne-a sudat, dar în același timp a creat și o prăpastie mai mare în competiție. Din an în an ne dorim și mai mult să demonstrăm unul altuia cât de bun este celălalt. Hai, faceți-vă și voi postul. Repede. Ne place atât de mult să ne punem în situația asta de competiție între noi trei pe orice. Dacă îmi spui că avem un capac de sticlă goală de câștigat în urma unei confruntări, noi ne batem să câștigăm capacul ăla. Hai, ne aștept să-ți facă buzele când vii dimineață, să ai buzele orice la statuie. Pe două sezoane câștigate și cu statuie, la alt nivel acum, nu o să ne mai înțelegem cu el. De la an la an, Scărlătescu devine din ce în ce mai egocentric. Ce să fac? Cineva trebuie să ducă și povara asta. Nu, dar stai că nu-l lasă. De ce, sunteți geloși? Un pic, da. Mi-am asumat-o, emisiunea 8 va fi cu și doar despre băiatul. Da. Am stradă, am statuie, sunt bun național, patrimoniu UNESCO, sunt președintele bucătărilor din Calea Lactee, sunt barajul Vidraru, sunt Buddha, sunt Arcul de Triumf și mai mult decât atât, trebuie zi în calendar. Așa a zis Bunda, nu? Cum fac acum? Cum mă dau la pace cu Sfântul Ilie? Eu-s născut 20 iulie Sfântul Ilie. O să trească să se mute pe 21 Sfântul Ilie, că nu mai gata să mai poate. Îl băgăm pe Sfântul Scărlătescu. Bă, dar ce cap mare i-ați făcut lui ăsta, bă, frate, nu intră peruca pe cap. Ha? Ce statuie are capul mare? Ha? E mai simpatic așa, ce d***o? Așa mai da? Acum pot să-mi fac și eu o poză cu el, stai așa. No. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Vreți să vă spun adevărul? Da! Eu când mă uitam la televizor, spuneam, bă, dar toate femeile astea se duc la domnul Scărlătescu. Ce are domnul Scărlătescu? Când m-o întreba și pe mine, la cine vrea să mă duc? La domnul Scărlătescu! Și vă întreb și eu acum, de ce vreți la domnul Scărlătescu? Nu știu, are așa o față, de spune, vină are la magnet. Mine. Hai, bă, sunt, are magnet. Și are și statuie. Are? Păi nu da, vedeți. Uite. Aoleu, după am văzut, dar nu prea seamă. Nu prea seamă. El e mai frumos. Ia vezi. Așa, da? Hai, vezi. Mie nu-mi plac ficăței de fel, eu nu mănânc ficăței, sunt necăcioși, nu... Am ca și broaște pline cu ficat. A rămas traumatizat, sorry. Dar de ce zici de broaștele alea? Dar ce, n-ai mâncat broaște niciodată? Nu cred. Pe bune? Hai, mă! Alu' ăla, să muși din burta lor așa cum ai mâncat tu la CX. Păi n-aveai încotro. Ficat, bă. Ficat de pui. Ia și mănâncă-l pe ăsta. Eu de-aia nu mănânc ficăței de pui. Pentru că sunt fazi, sunt necăcioși. Ai, mușcă de ficat. Lasă-mi pace. Scuipă-l ăla, dar scuipă-l ăla că nu poți.
Era ceva maro și un punctuleț ca de sânge, așa. Deci era... Era zis... ceva rău. Nu știu, mamă, deci nu... Și acum mi se face rău. Nu, eu nu pot. Nu pot. Mănâncă că am mâncat eu. Dacă ăsta ajunge la mine stomac și tu nu mănânci, te mor. Gata. Hai la brusc. Veniți să vă luați bruscuțele să plecați. Hai. Hai. Haide, să votăm. Ficăți. Tema de astăzi, pe cât de simplă pare, pe atât de complicat de adus la un nivel înalt. Mamăligă. Pentru că asta îmi doresc la voi. Un nivel înalt. Orez cu fidea. Orez cu lapte? Nu. MBS, sateliți. Cartofi. Astăzi, gătiți macaroane. Ce temă avem? Macaroane? Macaroane. Râs soare, a citit macaroane. În zor de zi. Suia gale. Pe întinse farfurii. Macaroane. Nu știu ce părere aveți voi, dar mi-e foame rău, mă, nene. Deci n-am mâncat nimic toată ziua. Ai învățat ziua să mănânci. Nu, dar... Ai stat acasă și te-ai învățat să mănânci. Am primit doar ciorbă până acum, când vine mâncarea, frate. Când vine zeamă mâncarea. Lungă, zeamă lungă. Pierzându-și răbdarea și poate speranța că vor mânca ceva, șefii cedează în fața unei omlete gătite rapid în culise. Îți place, mă, omleta făcută de mine? Da, bună, tare, bă. Mulțumesc, Tori. Mâncare de fobit. Ia. Bă, dacă am primit mai zeamă lungă, aș... Ia și mănânca, ia caute ce trist ești. Era statuia mea, o polișeam, o aranjeam, îi făceam frânza în fiecare dimineață. O scuturam de praf. Dar ce-a te lăsat și de mâncat aici și casă de asta unde? Ia, mănâncă simt, îți dea grasul. Feaua se simte, se simte mascarpone, se simte cacao. Nu mă deranjează bișcotul că e prea înmuiat. E că e foarte mișto, mi-e place. Pahar. Tu maci alcool. Prea mult alcool în tiramisu, s***a, răge bine. Așa.